Ați încercat vreodată să vă răniți când ați fost supărați și când plângeați? Eu da. Cea mai bună prietena mea mă consideră disperată. Acum nu mai are cine să își mai spună părerea despre mine pentru că nu mai am prieteni. Nu am încercat și nici nu cred că o să mă rănesc vreodată. Acestea sunt doar câteva dintre mesajele de pe forumurile unor site-uri din România. Autorii fac parte din noul val de adolescenți. Îi vezi pe stradă în câteva locuri bine știute din București. Au frizuri ciutate, își machiază ochii puternic și poartă piercinguri. Ce îi deosebește de alte generații de tineri este atitudinea față de viață. Sunt mai degrabă retrași, introvertiți și melancolici, decât răzvrătiți și agresivi. Își spun e-mail de la emoțional și pentru cei mai mulți sunt niște neînțeleși bizari. Este un mod în care vrei să arăți lumii, să arăți că sunt aici, exist și să te manifesti. E un fel de manifest. Pentru că ascult muzică și arăt în felul ăsta de mai mulți ani, pot să spun că am trecut prin toate perioadele. Mai întâi mă strigau pe stradă, rocăriță, nu știu ce, după care când a ajuns la noi muzica punk, să știu mai multe, punkăriță, iar acum ultima chestie, emo. Tinerii emo sunt ușor de recunoscut după hainele bizare și atitudinea socială. Pentru cei care nu-i cunosc, copiii emo par antisociali și lipsiți de respect de sine. Fie din teribilism, fie din curiozitate, unii copii emo experimentează senzații extreme, cum ar fi tăiatul pe mâini. Da, normal, unii o fac din teribilism doar pentru că este la modă, dar eu cred că sunt unele persoane care oricum ar fi făcut chestia asta, chiar dacă nu exista muzica emo, numai că diferența e că acum pot să vorbească despre chestia asta. Pe la vârstă tânără, frica nu este o componentă de viață cotidiană și ca atare, prin consecințele lipsei acesteia, se experimentează astfel de lucruri. Fenomen sau modă, emo a ajuns să fie cunoscută și la noi. Puștii de 15, 16 sau 20 de ani și-au depășit părinții și au găsit alte căi de a-și manifesta răzvătirea pentru cei mai mulți fără cauză. Nu prea mă înțeleg părinții mei, nu-mi înțeleg acest stil și îmi spun într-una că să mă tun, că să nu mai pun pipsul, că să... Na. Câteodată mă mai fac și la ochiul negru și nu le convine și mă consider homosexual și chestiile astea, dar nu sună. Atâta vreme cât aceste comportamente nu capătă forme deviante în sensul delicvent al cuvântului, trebuie lăsați în pace, pur și simplu.